În ultima săptămână a lunii martie, peste 1500 de elevi de la mai multe școli din Rădăuți și satele limitrofe au participat la activități de prevenire a accidentelor rutiere și acțiuni de educație rutieră. Polițiștii au pus accentul pe educarea elevilor din ciclul primar și gimnazial, dar au implicat și preșcolarii în activități de conștientizare a importanței traversării străzii prin locurile special amenajate. Patrulele rutiere au fost reactivate și elevii au fost instruiți în privința regulilor de circulație în vederea prevenirii implicării în evenimente rutiere, fie ca pietoni, bicicliști sau conducători auto în cazul elevilor mai mari. De asemenea, elevii au fost informați cu privire la consecințele negative ale bullying-ului și ale violenței, atât în unitățile de învățământ, cât și în afara lor, aceste comportamente fiind interzise și pedepsite conform legii. Pe lângă activitățile de prevenirea accidentelor rutiere și de educarea elevilor în privința violenței, aceștia au primit și recomandări pentru utilizarea sigură și responsabilă a tehnologiei pentru a preveni expunerea la diverse riscuri, precum infectarea sistemelor cu programe de tip malware, furtul de identitate, cyberbullying și pornografia infantilă. Polițiștii au încurajat dialogul cu elevii în vederea identificării principalelor probleme cu care aceștia se confruntă în mediul școlar, social sau familial. Astfel de activități sunt importante în educarea tinerilor pentru a-i ajuta să conștientizeze faptul că respectarea regulilor de circulație, precum și evitarea violenței și a comportamentelor riscante, sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor rutiere și a altor probleme sociale. Prin intermediul acestor activități, polițiștii își propun să ofere elevilor informațiile necesare pentru a putea fi responsabili și în siguranță, atât în viața de zi cu zi, cât și în mediul online.